Salutare tuturor! Astăzi ne începem vlogul în Timișoara. Da, m-am întors în Timișoara pentru că am mai avut ceva treburi de rezolvat pe aici și am zis că ar fi frumos ca să vă prezint și câteva zone pe care voi în vlogul anterior mi le-ați recomandat. Așa că astăzi începem cu Iulius Mall sau Iulius Town. Față de acum 7-8 ani, vă pot spune că toată această zonă este complet transformată. Înainte aici nu era nimic, pur și simplu, din câte mi-aduc eu aminte, era un strand, parcă, pe aici, pe undeva, sau poate mă înșel, nu mai țin minte. Oricum, nu era nimic, era totul boschetăraie, iar acum văd că au amenajat foarte, foarte frumos, s-au ridicat și ceva clădiri, aici una, asta nu exista. Aici, din câte am înțeles, se va construi cea mai înaltă clădire din România, undeva la 150 de metri înălțime, dar mai avem de așteptat. Și sunt foarte plăcut surprins pentru că au amenajat această zonă, au făcut un parculeț cu muzică, cred că se aude și pe fundal, acest foișor, deci foarte, foarte frumos. Nu mă așteptam să găsesc o astfel de transformare. În timp ce mă plimb pe această aliuță, am impresia că mă aflu în Iași. Este foarte asemănător cu Palace Mall. Probabil sunt aceiași dezvoltatori. Dar, nu știu, e o altă senzație. Parcă nu e Timișoara cea pe care o cunoșteam eu. Singura chestie negativă în momentul actual este că toate restaurantele aici, restaurante, terase, sunt închise, din păcate, dar n-avem ce să facem. Astea sunt vremurile în care trăim astăzi. Un lucru e cert, în momentul în care te plimbi pe aici, este o atmosferă foarte, foarte plăcută. Singura chestie e că pe partea asta mai sunt ceva ruine, că altfel nu pot să le numesc, sunt clădiri abandonate, dar cred că în viitorul apropiat și această zonă o să dispară. Cam așa arată parcul. Ia să vă dau mai de aproape. Se construiește un lac, din ce văd eu, până acum nu l-am văzut. Este și un carusel, foarte drăguț. Și în față este mall-ul. Ah, uite caruselul, care momentan e închis. Pentru cei care au fost în Timișoara cu mulți ani în urmă, această schimbare cred că e un pic șocantă. Același lucru mi s-a întâmplat și mie, v-am mai zis, dar într-un mod plăcut. A, uite, uite aici este lacul. Acum l-am observat. Eu aveam impresia că încă nu este construit, dar foarte tare. Mergem un pic să vedem care-i treaba pe acolo, după care ne îndreptăm către următoarea noastră locație. Ce e aici? Accesul Iulius Garden Park. Foarte drăguț. Ce mișto arată. Uite și o brască țestoasă. Foarte drăguț. Cam așa arată. Și un lucru pozitiv, să pun cu dezinfectant. E prima oară când văd așa ceva într-un parc. O chiuvetă, să te speli și să te dezinfectezi. Super. Văd că au instalat și bradul de Crăciun deja. Gata. E cam înnorat. Sincer, sper să nu înceapă să plouă, pentru că dacă începe să plouă, e nasolă treaba. Dar ne descurcăm noi. Hai la următoarea locație. În drumul nostru mi-a atras atenția Parcul Botanic. Și din câte mi-aduc eu aminte, în vlogul anterior din Timișoara mi-a spus foarte mulți dintre voi: băi, vizitează Parcul Botanic pentru că este foarte, foarte drăguț. Așa că, înainte de a ajunge la următoarea locație, uite că vizităm și Parcul Botanic. După câte pot observa, este foarte asemănător cu
Cismigiul din București, proiectul inițial al parcului apărând undeva în jurul anului 1966, iar din 1986 și până în 1990 s-au făcut plantări de fel și fel de specii de arbori, de plante, s-au luat din diferite colecții particulare sau din alte parcuri din România. S-a făcut un schimb internațional de semințe, nu semințe de alea care mânca mărgelatul, semințe de flori. Și uite așa, în 1995 a fost anunțat ca fiind unul dintre cele mai frumoase parcuri botanice de la noi din România. Și vă pot spune că nu dezamăgește, arată chiar foarte drăguț. Cred că este unul dintre parcurile preferate ale timișoarenilor și stai să nu mai pe mine, am ținut camera, ia să o pun și pe parc. Cred că în timpul verii este plin de lume pe aici. Chiar și astăzi, fiind luni, după cum puteți observa, e ceva lume, câteva persoane se plimbă cu copiii, cu familia, dar arată foarte drăguț. Dacă stau bine să mă gândesc, arată chiar mai bine decât Cismigiu. Mesele cu tablele de șah, unde vezi oamenii în vârstă că își etalează talentele de strategii. Mai sunt și cele cu mesele de table, dar cred că alea cu șahul sunt cele mai răspândite pe teritoriul României. Cel puțin la mine, în drumul Taberii, știți, parcul drumul Taberii, e haos acolo. De fiecare dată când vrei tu să te duci să joci un șah cu prietenii, pe vremurile de mult apuse, era imposibil. Ori trebuia să joci cu ei și dacă jucai șah cu cei în vârstă, cu maestrii, ți-o luai pe cărcărău de tot, ori trebuia să aștepți să te iei la ceartă cu ei. Văd că momentan vremea ține cu noi. Încă este înorat, așa că nu mai pierd din timpul pe aici. Nu știu dacă este un lac, ia să-mi lăsați un coment și să-mi spuneți dacă în acest parc, pentru că nu am timp să-l vizitez pe tot, există un lac. Dacă nu, asta lipsește. Lacul și tablele de șah. Am ajuns la a treia locație pe care vreau să vă arăt astăzi din Timișoara. Și anume biserica romano-catolică Millennium. Această biserică a fost construită între 1745 și 1755. S-au folosit aproximativ 4 milioane de cărămizi. După cum puteți observa, este construită aproape doar din cărămizi. Și scopul acestei construcții a fost acela de a marca un mileniu de la stabilirea poporului maghiar în aceste ținuturi. Nu știu dacă o să pot filma înăuntru, pentru că ați văzut în Cluj, în momentul în care am vrut să intru într-o astfel de biserică, mi s-a spus că nu am voie să filmez, dar o să încercăm. Oricum, priveliștea de aici este una foarte impresionantă. Ca și înălțime, ajunge undeva la 45 de metri și să se construiască în 10 ani nu este foarte mult. Având în vedere resursele pe care le aveau oamenii în acele timpuri, eu zic că e foarte, foarte ok. Să sperăm că nu se ia nimeni de noi și să sperăm că ne lasă să intrăm. Uite pe aici. La Sfânta Liturghie ne dezinfectăm mâinile. Ne rugăm pentru oprirea pandemiei, păstrăm distanța, purtăm masca, primim Sfânta Împărtășanie în palmă. Asemănătoare cu catedralele din Germania.
De unde am mai fost? Și din câte văd, sunt și închise multe din aceste bănci. Adică se păstrează distanța. Ce scrie aici? Dacă știți voi ce scrie, spuneți-mi și mie. V-am zis, de afară arată impresionantă, înăuntru arată și mai impresionant. Și văd că aici este și o orcă. Mulțumesc, Paula, bă. Da, nu știu care e combinația aici. Lăsând la o parte vechimea acestei... Lăsând la o parte vechimea acestei biserici, în interior arată foarte, foarte bine, ați văzut și voi. Și nu și arată vârsta. Adică... Pe afară arată bine, înăuntru arată bine, chiar au grijă oamenii ăștia de locurile de aici din Timișoara și se vede o diferență foarte mare în grija pe care o au oamenii în vestul țării față de restul României. De la Biserica Millennium o să vă duc acum în una dintre cele mai importante piețe ale Timișoarei și anume Piața Traian, care se află foarte, foarte aproape, adică la o aruncătură de măslină. Este construită ca o replică mai mică a Pieței Unirii și din 1740, de când a fost construită, a fost folosită pe post de piață, de loc pentru a face fel și fel de evenimente. Chiar și astăzi câteodată se mai organizează, acum nu, pentru că nu este cazul, dar înainte se organizau concerte și fel și fel de spectacole în această mică piață. După cum puteți observa, este și o bisericuță mai mică. Lucrul care mă întristează un pic este că nu toate clădirile sunt renovate. Au început ei așa ușor-ușor, dar după cum puteți vedea, majoritatea nu arată chiar foarte bine, nu sunt într-o stare bună. Și afară a început să plouă un pic cam tare, așa că nu știu cât o să mai pot filma. În momentul de față, în această piață, văd că este organizat un fel de târguleț cu căsuțe unde îți poți cumpăra de mâncare, fel și fel de bunătățuri tradiționale de aici. Uite, văd că au și mici. Ar suna bine acum o pereche de mici cu muștar. Dar o să încerc să vă duc la berăria Timișoreana, pentru că foarte mulți dintre voi mi-au recomandat, băi, merge acolo, îi arată foarte bine, e mișto. Nu știu dacă o să fie deschis, o să vedem imediat. Din păcate, am să vă dau o a doua veste proastă, pe lângă faptul că a început să plouă și mai tare și cred că o să opresc filmarea. Mă aflu în fața fabricii de bere Timișoreana și am vorbit cu oamenii de aici de la recepție. Mi-au spus că în această perioadă nu se organizează niciun fel de tur al fabricii din cauza știți voi cui. Va trebui să o lăsăm pe data viitoare când o să vin în Timișoara, când o să se mai liniștească un pic toată nebunia asta cu virusul și când o să înceapă și oamenii ăștia să dea drumul la tururi. Am întrebat și de restaurant, aceeași chestie, restaurantul este închis, dar v-am zis, data viitoare poate o să avem mai mult noroc. Eu o să-mi închei vlogul aici, sper că v-a plăcut. Cam scurtă incursiunea noastră în Timișoara, dar promit că pe viitor o să mă reîntorc și o să mai vedem și alte locuri pe această cale. Mulțumesc tuturor celor care mi-au recomandat locurile pe care vi le-am arătat astăzi. Totodată vreau să vă
readuc aminte că dacă vă faceți, vreți să vă faceți cont pe Airbnb, dacă folosiți linkul de aici din descriere, o să primiți 50 de euro reducere la prima rezervare pe care o faceți. Iar mie nu rămâne să vă spun decât, ca în fiecare zi, let's travel a bit.